Paul, evident că o să te întreb unde ți-e partenera. E acasă cu ea mică. Cum arată o seară obișnuită la voi acasă? Ca în orice familie normală. Stăm cu copiii, ne jucăm, gătim, spălăm, aspirăm, facem ordine, dezordine și așa mai departe. Așa arată. Ca în orice familie normală. Și vreau să te întreb dacă cea mică calcă pe urmele voastre. E prea devreme să spun asta acum. O să facă ce o să vrea ea și atât. Nu o să mă impun niciodată. Am o singură condiție, să fie pasionată și să-i placă. Asta e tot. Cum te-a schimbat viața de tătic? Habar n-am, probabil că m-am mai responsabilizat puțin, să zic, dar nu știu, nu mi se pare că a făcut, poate mai puține sprițuri cu prietenii, deși există și alea în continuare. Da, există o chestie că nu mai ești tu pe primul plan, asta e o modificare majoră și faptul că, nu știu, vorba Cătălinei, mi-e greu să-mi imaginez cum era viața mea înainte și cum am putut să trăiesc până acum fără acești doi copii. Hai să vorbim de proiectele tale, spune-mi ce ne pregătești. Uite, s-a lansat un film pe care îl așteptăm lansarea de vreo 8 ani de zile la TIFF acum, se numește Nimic despre dragoste, în regia lui Florin Pierzic Junior. Este un film foarte bun, nu știu încă de când va fi în cinema, dar prin țară, dacă oamenii o să vadă la festivaluri de film Nimic despre dragoste, să meargă, pentru că e un film foarte, foarte bun. Și mai am piese de teatru, am niște oameni inteligenți, o farsă de 2 lei. Acum, în toamnă, urmează să mai scot încă două premiere de teatru. Deci e un an bun pentru mine și pentru Cătă, pentru că tocmai se va lansa serialul Clanul. În ce tip de personaj te simți tu cel mai bine? Evident că zona de confort sunt personajele de comedie și îmi și place cel mai mult, pentru că am acest fetiș de a face oamenii să râdă, îmi place să bucur oamenii foarte mult, dar sunt într-o perioadă în care caut roluri pe contra-amploa, adică să fie mai șbanghii puțin, să aibă ceva în plus și să mă scoată pe mine din zona de confort. Bun, și cum tot am trecut printr-o pandemie și acum ai zis că e un an bun, vreau să știu cum ți-a afectat pandemia asta cariera. Păi a fost ca la toți colegii mei, n-am muncit foarte mult, adică spre deloc. A fost foarte greu, dar într-un fel a fost bine, pentru că îți ia meseria, dar îți oferă timp de calitate cu familia, cu copiii. Probabil că în ăștia 2 ani de zile aș fi fost foarte mult plecat, în turneu sau la filmări și așa mai departe. Norocul este că această pandemie m-a prins exact în perioada în care copiii noștri au cel mai mult nevoie de noi. Adică Zora, segmentul ăsta de 3-5 ani, Achim intră în preadolescență și asta e un avantaj, a fost un lucru bun. În rest a fost nasol, ce să zic. Am băut mult în pandemie, de oftică, de nervi, de imposibilitatea de a-ți face meseria și mai mult decât atât. Ceea ce facem noi, eu și Cătălina, nu știu restul, dar eu trăiesc și pentru asta, adică este o gură mare de aer pentru mine și atunci mi-a luat chestia asta, a fost o mini-depresie, dar am trecut cu bine și norocul meu e că am o nevastă și o soție superbă, super strong, care m-a scos din stările astea, ne-am scos unul pe altul. Asta voiam să te întreb, foarte mulți români s-au găsit singuri în pandemia asta, cât de mult contează să ai pe cineva oricând lângă tine, nu neapărat la tine și Cătălina, în general. Doamne, contează enorm, adică eu am și spus asta. Mai văd oameni, colegi, prieteni de-ai mei care zic, nu, eu nu vreau pe nimeni, vreau să mor singur. Bă, nu e așa, cred că pe măsură ce îmbătrânești, cred că de fapt scopul omului ăsta este, fericirea nu-i completă decât atunci când e împărtășită. Eu zic că e important să ai pe cineva, să împărtășești ceva cu o persoană dragă, cu un prieten, cu o prietenă, cu o iubită, iubit, nu contează, să ții pe cineva în brațe, să plângi pe umăr cuiva. Eu cred că este vital pentru omenire ca ea să meargă mai departe la nivel spiritual, dincolo de perpetuarea speciei. Și mai am o întrebare pentru tine, care e cea mai mare provocare pentru tine din punct de vedere profesional? Cred că fiecare rol pe care îl fac, să știi, la fiecare am
emoții și vreau să iasă cum trebuie și vreau ca oamenii care se uită la mine să aprecieze munca pe care o am depus-o, pentru că evident fac pentru mine în primul rând, dar e și pentru ei, adică confirmarea supremă vine de la public și de-aia eu îmi iubesc publicul foarte mult și țin foarte mult cont de și de părerea lor. Asta e, orice lucru pe care fac în meseria mea e o provocare, pentru că nu e ca și când fac un rol aici, lasă-mă că nu e chiar așa de important. Nu e așa, pentru fiecare investesc enorm.